Am asta mi-am propus și o să devin ceva mai organizată cu chestia cu YouTube. Adică când îmi vine câte o idee, să-mi anotez pe agenda. Și când îmi vine o idee de clip, să o anotez acolo și să o fac. În decurs de o lună, cam așa mi-am pus eu ca termen. Acum, anumite subiecte îmi dau timp mai mult. Iar chestia asta cu relațiile și cu iubirea și cu ce, am zis că se potrivește pentru luna februarie, când e cu Valentine's Day, când e cu dragul petrele, când e cu toată această nebunie și clișeistică și comercială și non-comercială și de toate alea legate de ideea asta de dragoste, de idee de cuplu. Toate bune și frumoase, numai că am gândit să mă duc și înspre o zonă a discuta și un pic despre relații, dar nu numai dintr-o perspectivă roz. Da? Deci nu numai dintr-o perspectivă roz, pentru că, uitați aici, de exemplu, mi-am adus un pic de butaforie, apropo sunt flori luate de la Lidl, cel mai non-romantic magazin, dar unde găsim flori foarte frumoase, ba nu, mint, astea sunt luate de la Lidl și astea sunt luate de la Kaufland. Da? Am găsit lalele foarte frumoase. Că acum, la fiind sezonul ăsta al lui Valentine's Day, dragobete, lumea cumpără ceva mai multe flori. Ceea ce, apropo, nu este bine. Adică flori trebuie să ne cumpărăm și cuplurile să-și cumpere între ei flori oricând. Dar nu trebuie să existe un motiv anume pentru care se cumpără flori, să fie în casă. E frumos, nu știu, eu m-am obișnuit acum de când e și ușurința asta, adică mergi la cumpărături, să-ți cumperi alea pentru toată, grocery shopping, adică cumpărăturile alea de supermarket și pac, ai și flori în magazin. Mie asta îmi pare o chestie foarte mișto. Bun, una peste alta, că tot mă gândeam să vorbesc despre relații și vreau să, zis, să atac așa, fix înainte să mă așez să filmez, a sunat un curier de mănăucit. M-a și enervat un pic pentru că nu a vrut să vină să intre în bloc și m-a chemat afară. Apropo, avea un Fiat 500 foarte mișto, că am făcut o glumă, zic, nu-mi lăsați și mașina. Și mi-a scutit asta. Nu era cu nimic, sincer, zic, am avut așa o... Ce pui de e? Ok. Și... Ia să vă arăt. Ta-da! Cărți, dulciuri și flori. Coincidență sau nu, astăzi am trecut, am avut un, să zic așa, o întâlnire de muncă și am trecut chiar pe lângă acest loc, cărți, dulciuri și flori, pe lângă care trec mereu și mereu mi-a zis, băi, vreau să intru și eu acolo, să văd cum e. Că am urmărit pe Instagram, văd din afară, se vede foarte frumos, n-am ajuns până acum, e drept că și în zona aia ca să parchez, este o întreagă nebunie, dar este un magazinuț, un concept shop something, care exact așa se numește cărți, dulciuri și flori. Ia ca florile. Să punem ele aici. Ce mai este aici? Cărți, dulciuri, flori. Da, seamănă pachet de Valentine's Day. Aici. Oh! Băleleu! Știu că nu este frumos să mănâncă în fața camerei, dar vă rog să-mi permiteți. Aia seamănă cu fursecul ăla fragede. Fursecul fragede, mătușa mea, mătușa care face fursecul, foarte bune. Făcea și în copilărie. Rebune și plăcere. Am o carte. 50 cele mai frumoase scrisori de dragoste. Yeah! Mă, ce-mi place! Chiar căutam o carte de genul ăsta. Ce mișto! Coincidența și asta, Alfred de Musset. În liceu, mie îmi plăcea Alfred de Musset. Am făcut pastișul după el. Am mai zis un alt flip, m-a lăudat. Și scrie lui Alfred de Musset către George Sand. Hai să citesc. Am să spun ceva stupid și ridicol. Asta e titlul. Alfred de Musset, 1810-1857, poet și dramaturg romantic francez, ale cărui lucrări spre deosebire de cele ale multora dintre contemporanii săi sunt încă foarte mult citite și puse în scenă. Relația lui furtunoasă și de scurtă durată cu romanciera George Sand, pseudonima lui Amandine Aurore Lucille Dupin, baroneasă du Devon, oh la la, 1804-1908, care a adresat această scrisoare din 1833. Asta e câinele meu. A constituit o sursă de inspirație pentru multe dintre cele mai frumoase poezii ale sale. Draga mea, George, am să spun ceva stupid și ridicol. Bă, dacă un bărbat putea să spună asta în 1830,
E absurd să-ți scriu în loc să-ți spun față în față când mă voi întoarce de la plimbare. Nu știu de ce o fac. Diseară voi fi supărat că am făcut-o. Când vei râde nas, vei crede că până acum ți-am înșirat doar vorbe frumoase, dar goale de conținut. Îmi vei arăta ușa și vei crede că te mint. Sunt îndrăgostit de tine. Și scrie aici autorul care probabil a făcut această colecție, zice așa că această scrisoare a filpizonului parizian în vârstă de doar 23 de ani. Bă, câți băieți mă de 23 de ani sunt capabili să scrie asta dacă voi găsiți un băiat de 23 de ani care să scrie în stilul ăsta? Așa către deja celebra scriitoare George Sand, mai mare decât el cu 6 ani, marchează începutul unei scurte și neobișnuite legături amoroase. După un flirt fulgerător la Fontainebleau, deci cine aici pe cuvântul meu? Sand și-a părăsit cei doi copii și a plecat cu Miuse la Veneția. În 19 ianuarie 1834 s-au cazat la hotelul Daniel din Veneția, dar deja începuseră să se certe și au dat seama că pasiunea dintre ei nu are nicio legătură cu dragostea și că lucrurile, și ca lucrurile să fie mai complicate, Miuse s-a îmbolnăvit grav de febră tifoidă, ajutată de domnul Pagello, un tânăr și aducător doctor italian, deși nu extraordinar de inteligent, Sand a rămas alături de el și l-a îngrijit până când s-a făcut bine. Așa cum va face mai târziu și cu Chopin, Sand și Miuse au continuat să se certe cu violență și în cele din urmă s-au despărțit și Miuse a revenit în Franța. Cam tot atunci Sand își găsise un amant nou în persoana doctorului Pagello, voilà, și a mai zăbovit puțin în Italia. Asta e pasiune, asta e mișto. Deci omul a cucerit-o cu niște scrisori, cu niște chestii, normal că bănesc că nu... Trebuie să caut niște poze cu, cu domnul Alfred de Musée. Foarte mișto. Și vedeți? Câte coincidențe! Câte coincidențe! De-aia zice mai la... Auziți? Începe să mi se facă frică. Stau să vedem. O, Doamne! Este semnat de Stella de România. Așa. For Valentine's Day, be a beautiful belle and wear some love with an epic bold lipstick for lips to invite. Love breaks all rules. Da. Adică iubirea sparge toate regulile, with love este lo de România. Și eu voiam să fac un clip critic în care să spun o grămadă de chestii, uite ce chestie mișto. Adică să spun că astăzi oamenii nu mai știu să aprecieze iubirea. Beautiful belle. Le parfum. E le lipstick. Deci, ăsta este genul de cadou. Dacă se uită bărbați acum, dacă nu se uită, vă rog să le spuneți. Păi, când îi trimiți unei femei? Flori, tulciuri. Ăsta ar fi fost, deci dacă îl trimiteam un băiat și dacă era și scris de mână, vă zic sincer că le ieșeam în fața camerei, un parfum și un ruj și o carte de genul ăsta. Da? Și o să pățiți că Alfred de Musée și George Sand. Acum, dacă stăm să-i gândim, dragostea lor nu era foarte, adică, ea nu prea a făcut bine ceea ce a făcut, dar a luat-o valul pe sus și, vezi, alte vremuri, frate. Acum, oamenii se despart pe Skype, își scriu CF, B, F, B, adică, da, ce să ne mai, da, uite, acum am intrat într-un mod foarte mișto, pentru că eu eram pregătită acum să vorbesc despre relații toxice și cum să ieșiți din ele. Dar păstrând acest vibe pozitiv, haideți să mă vorbesc și despre asta. Dacă tot mi-am propus, mi-am pus pe listă să vorbesc despre chestia asta. Și, de ce vreau să vorbesc despre relații toxice? Pentru că, vedeți, dragostea așa e făcută să fie, ca în poveștile astea frumoase, care au rămas și foarte bine că rămân în istoria aceste povești frumoase. Eu mi-aduc aminte că la un moment dat am fost și eu profesoară de la liceu, și trebuia să le predau copiilor, elevilor, ceva, o poezie de Rimbaud. Cine pui mei în anul 2000, la un liceu din București, m-a ascultat pe mine, o amă râtă, amețită, blondă, cu ochelari, tocilară, proaspăt ieșită de pe băncile facultății, povestind despre Rimbaud. Mă, și nu m-a ascultat nimeni, adică erau hrămălaie în clasă, nu știu ce. Și la un moment dat am spus, mare și tare, Rimbaud era homosexual și a fugit cu Paul Valéry.
În momentul acela, vreau să vă spun că clasa s-a făcut liniște. Bineînțeles, au fost ceva reacții. Ce, mă? Era homoleu sau ce? Că reacții tipice, na? Și am zis, da. Și am explicat, apoi de ce. Și a fost în anul 2000, la lecția mea de franceză, în loc să le povestesc copiilor cu simbolistica din poezie și să le traduc, le-am explicat eu la 20 și cât aveam, 22-23 de ani, 2000, cât aveam născut așa, 27-23 de ani, care este treaba cu dragostea și că dragostea nu ține cont de nimic, practic, și că dragostea e un sentiment și nu știu ce. Și o să vedeți voi o clasă întreagă de copii, spaima liceului, spaima profesorilor, cum stăteau și mă ascultau. Este drept că după aia doamna directoare a acelui liceu m-a chemat la o discuție între patru ochi în care m-a rugat frumos să nu mai am asemenea discuții la orele de franceză și să mă limitez strict la asta și mi-a zis că asta este ultima oară când îmi spune prietenește, data viitoare va fi cu avertizare. Dar eu sunt convinsă că din clasa aceea sunt măcar și astăzi, după 20 de ani, sunt sigur niște copii care au reținut despre acea poezie cu Rimbaud, despre iubirea între doi oameni de aceeași sex, despre faptul că ei au fugit, că au făcut un act de golănism oarecum, totul în numele unei iubiri nebune. Dar care este iubire? Da? Pentru că pe asta vreau și eu, iar vorbeam despre, trebuie să vorbesc despre relații toxice. Și aia vorbim despre relații toxice. Relația toxică este exact invers. Când în loc să te facă pe tine să te simți așa, din plin, să te simți împlinit cu tine, așa te face să te simți invers. Dragostea toxică este dragostea în care te simți, este relația în care te simți dependent, în care te simți că tot timpul trebuie să-i faci celuilalt, să-i demonstrezi ceva, dar nu de drag, adică nu se țină natural. Deși la un moment dat începe să ți se pare că e ca la droguri. Ți se pare că tu, de fapt, fără acea persoană altceva, nu o să mai vezi pe lumea asta, totul s-a oprit acolo și că trebuie să faci totul pentru acea persoană și că acea persoană poate să te și jignească, atenție, poate să te și lovească și consider că este vina ta. Până la lovit e o cale lungă, este o cale foarte dureroasă. Și nu toate cuplurile, problemele mari vin din această violență efectiv, toc, ci vine într-o violență de limbaj, într-un bullying care se face la foc mocnit. Și o să vă dau un exemplu din experiența mea personală, ca femeie, când la un moment dat mi se tot inducea ideea că sunt ceva mai urățică și să zic mersi că acea persoană stătea cu mine. Ceva de genul, oricum n-ar sta nimeni cu tine, adică... Și ajungi la un moment dat, pentru că dacă tu te atașezi de persoana respectivă, ajungi să crezi că acea chestie este reală. Ajungi să crezi că așa este, sunt prea nașpa și atunci să zic mersi că stă unul cu mine. Chiar dacă mai îmi zice așa, nu, el stă cu mine, mă, de ce așa? Asta se întâmplă normal la vârste... La vârste fragede, ce e nasol este că se întâmplă și ceva mai târziu. Acum, la fel, mi-aduc aminte spre sfârșitul liceului. Apropo, eu în liceu nu am avut prieteni. Dar asta o spun acum cu foarte multă lejeritate și cu obiectivism, pentru că, v-am mai zis și în alt clip, în clipul în care vorbesc despre sport, că eu am avut un pic de retard fizic, adică m-am dezvoltat ceva mai greu. Mai exact, acele semne specifice că sunt femeie, la mine s-au dezvoltat mai greu, adică sunt vizibil, am avut foarte târziu, abia spre sfârșitul liceului, vezi, facultate. Nu aveam o prezență fizică interesantă pentru populația adolescentină și pentru adolescenți, adică în niciun caz nu făceam parte din frumoasele liceului, nici măcar din urâtele liceului, eram ca și cum aș fi, adică eram. Într-adevăr, eram foarte, foarte apreciată de profesori, eram genul aia care e tocilară și aia care citește tot timpul. Nu avem temele făcute, cine le-a făcut? Anii, cine putea să le fac? Cam în zona aceea mă învârteam. Bineînțeles că în zona aceea erau și fete frumoase, de eram acea fată care nu... așa. E la un moment dat, spre sfârșitul liceului, într-un anumit context, am cunoscut un tânăr student la filosofie. Vă dați seama, pentru o fată de... 17-18 ani, o asemenea apariție este un fel de făt frumos pe cal alb. Și am crezut că aia este dragostea vieții mele. Și bineînțeles și drama vieții mele, pentru că când citești Alfred de Musset, gândiți-vă că cum este astăzi YouTube-ul și Facebook-ul pentru
populația de astăzi și am înțeles că mai e chestia TikTok și ce mai... Ziceți voi că știți ăștia care sunteți mai tineri. Atunci am cărțile, frate, deci devoram. Doamne, devoram romane. Deci eu abia așteptam să vină sâmbătă și duminica. Performanța cea mai mare în materie de lectură am avut-o într-un weekend când am citit la lui Dostoevski aia, Crimă și pedeapsă. Și am mai citit încă ceva într-un weekend. Da? Pentru că știu când m-am dus săptămâna următoare, m-am dus la școală și am vorbit cu domnul profesor de limba și literatură română, Dumnezeu să-l ierte, Marin Preda, nepotul lui Marin Preda, și i-am spus ce am citit într-un weekend, mi-a zis direct, Văcar, că așa m-a chemat, tu nu ești sănătoasă. Asta a fost numele meu, domnișoară. Și m-a luat deoparte și mi-a spus că nu este ok să citesc în acest ritm. Și mi l-a dat exemplu meu Mircea Eliade, care nu dormea decât la un moment dat 4 ore pe noapte și mi-a mai zis de mulți alții și mi-a zis nu este ok, o să te epuizezi, tu ai de dat bacalaureat, ai de dat admitere la facultate, te epuizezi, măi, fetiță. Așa mi-a spus, nu mai citi atât de mult. Bun, să ne întoarcem la chestiile astea. Deci tot ce Lara s-a întâlnit cu studentul la filozofie. Eu eram un păduchie, ca să spun așa. El, bineînțeles, era fantă, student și nu știu ce și la. Și normal că m-a amețit, m-a așa și eu am zis, frate, ăsta-i făt frumos, coborât din cer pentru mine. Omul însă a avut o atitudine, ok, primele două întâlniri, nu mă imaginați cum e ca acum. Au fost niște întâlniri, gen am ieșit în oraș, am băut, nu mai știu ce, am băut un suc, ceva la o cofetărie, că nu era ca acum Starbucks, toate chestiile astea. Așa, și după aia m-a dus pe jos până acasă. S-a întâmplat de două ori chestia asta. La a treia întâlnire de genul ăsta, omul a scos armamentul greu. Și anume a pus că trebuie să se întâmple ceva ca această relație să continue, ca să aibă continuitate. Asta nu era nimic greșit. Adică nu mă speriau lucrurile astea. Pui mei, citisem romane în care pornografia era... Da. Da? Adică nu mi-a plăcut și am rămas și acum cu acea atitudine de genul că nu contează că tu vrei, nu vrei, trebuie să o facem. Pentru că trebuie, este a treia întâlnire și pentru că eu sunt numai mișto, eu sunt student la filozofie, tu ești o căcăcioasă în clasa 11-12, nu mai mi-aduc aminte. And we have to do it. Și mi s-a părut ceva de genul... Păi stai, mă! Adică a fost ceva de genul, ok, dar stai un pic, că încă nu ne cunoaștem. Eu am avut mereu chestia asta, nici nu am ajuns să ne mirosim ca lumea. Și tu vrei deja să trecem la partea... Adică mi s-a părut complet deplasat. Ce este mai trist, aflu că lucrul ăsta se întâmplă și astăzi, într-o epocă în care lumea are acces la informații, are acces la atâtea lucruri. Și oamenii, și special femeile, cedează, în unele cazuri este vorba și de băieți, pentru că acum bullying-ul acesta, pentru că este un bullying de tip sexual, nu se aplică numai asupra femeilor, într-adevăr, la femei cu incidență mai mare, dar se întâmplă și la băieți. Gen, nu, pe dacă nu o facem, nu înseamnă că nu avem o relație. Acum, într-adevăr, dacă e să mă refer la niște oameni adulți, da? La niște oameni care au trecut de perioada de 18-19 ani și da, e fire să se întâmple niște lucruri, dar e fire să se întâmple oricând dacă există o atracție reală și dacă există de ambele părți, știi? Adică ambele părți se întâlnesc, nu unul vrea și cealaltă zice, bă, dar stai puțin, că eu nici nu... Și asta i-am spus și lui atunci și am zis, stai puțin, dar eu nici nu te cunosc prea bine, am ieșit de două ori. Plus că la un moment dat am și fost un pic obraznică și am zis, dar nici nu știu dacă o să-mi placă de tine într-o anumită ipostază și așa. Și el a fost foarte normal și jignit pe chestia asta. Eu i-am spus-o într-un mod frumos, adică nu am folosit, în schimb el a început să folosească niște injurii. Gen că o nașparlie ca tine nu știu ce, că s-a luat de experiența mea, care normal la 17 ani nu se compara cu experiența lui de viață de la 20 și ceva de ani. Și a fost un dialog foarte neplăcut, care apoi s-a continuat, dragilor, bineînțeles, prin scrisori. Scrise, pentru că pe vremea aceea nu exista Messenger, nu știu ce, și niște scrisori foarte agresive mi-a trimis, la modul aproape... Genul făcea să mă simt că sunt ultima persoană de pe fața pământului. Cum pot eu să fac așa ceva? Cum pot eu să ratez?
Și colac peste pupăză, deci o chestie care s-a fost super jegoasă, că vai că are colegi la facultate care efectiv trag de el și care, vai, leșină și care nu știu ce și că se trezește cu ele în cameră, că niște texte de alea scrise. Eu chiar am stat și m-am gândit cum a scris lucrurile astea, știi, să-ți vină din mână să scrie. Și mie chestia aia mi-a lăsat un gust foarte amar. Adică am zis, what the fuck? Asta înseamnă să ai o relație cu un băiat la vârsta asta? Pentru că, na, în rândul nostru al liceencelor, asta era și bănuiesc că și acum, ăsta e mare, mamă, să fii iubita unui student. Și eu am fost ceva de genul, ok, asta înseamnă să-ți vorbească în felul ăsta? Să-ți scrie pe jumătate de pagină de A4 cât este el de macho man, cât ești tu de fraieră, că nu vrei să beneficiezi de serviciile lui de Casanova? Deci mie asta mi s-a părut groaznic și mi se pare groaznic că se întâmplă și astăzi genul ăsta de chestii. Vă aduceți aminte când am făcut acel clip cu mersul la ginecolog de nu știu ce și explicam și domnului doctor asta în afara clipului că am primit mesaje private pe pagina mea de Facebook de la fete din orașe mari ale acestei țări, adică nu din niște, mă gândesc la mediul rural, unde poate lumea nu are aceste informații, cu niște chestii care băteau la fund povestea mea, adică tot felul de lucruri care se întâmplă, adică fete de 16-17 ani în relații cu tot felul de indivizi. Relații acceptate și de părinții fetei și de părinții băiatului, foarte mișto asta, mi se pare foarte bine că astăzi, în 2020, să fii deschis la cap și să înțelegi că copilul tău, chiar dacă are 16-17 ani, are nevoie de niște lucruri în viața lui, că a trecut peste niște praguri, bineînțeles să le duci, explici niște lucruri, vezi prezervativul, dar mi se pare tragic să-ți începi viața sexuală sub o presiune, fie a partenerului pe care l-ai în acel moment, fie a anturajului din care faci parte, că ești considerată loser, fraieră, n-aș parli, cum adică ai 16-17 ani și nu ți-ai început viața sexuală? Oh! Și chestia genul ăsta și, da, se întâmplă că poate omul nu simte nevoia, fata, băiatul, nu simte nevoia să se întâmple acel lucru atunci. Fiecare are timpul lui, fie vorba între noi, acum nu e bine nici să vă apropiați de 30 de ani, pentru că am cunoscut și situația asta, așa e să trec la asta, că e mai interesantă. Am avut la un moment dat o amică care urma să împlinească 29 de ani și era virgină. În condițiile în care nu era o fată urâtă, nu era o fată needucată, chiar, și atenție, lucra și în domeniul medical, deci avea acces la toate informațiile, știa tot ce se poate ști. Avusese relații cu băieți, cu bărbați, deci la 28 de ani mai vorbim de băieți, vorbim de bărbați. Și nu se întâmplase nimic. Eu eram în facultate și am avut la niște discuții. Ea ajunsese la alegerea asta de a nu-și începe viața sexuală până la 28, urma să împlinească 29 de ani. Tocmai pentru că primise foarte multă presiune din anturaj, adică toate prietenele ei povesteau și nu știu ce și vai și nu știu cum. Și la un moment dat știu că eram noi așa o discuție între fete și la care eram eu și cu încă o amică și am întrebat-o, bă, da, zic, totuși n-a venit niciodată momentul, adică din toți băieții ăștia cu care ai ieșit, n-a fost acel moment când el te-a sărutat, când s-au încălzit lucrurile? Zice, ba da, zice, dar mereu am cerut o amânare, ba am zis că nu sunt pregătită fizic, ba că nu știu ce, ba că mă doare, ba că știi că... Și zice, am tot amânat, după aia relația s-a rupt, a venit altă relație și așa mai departe. Și atunci a venit întrebarea aia, mă, dar tu nu-ți dorești? Adică, 28 de ani! Și a spus că da, își dorește. Acum știu ce o să spune tot. Avea vibrator. Ei, aflați că nu avea nici vibrator. Nu avea așa ceva. Se autosatisfăcea, o să-mi spune și asta. Ei, aflați că am discutat și acest lucru și nu se întâmpla foarte des acest lucru. Nu avea probleme cu capul. Fata se pregătea să dea chiar și un de-asta, studii post-universitare. Adică nu era o așa. Era pur și simplu ajunsese la acel moment al vieții când ai zis că a trecut prin toate fazele astea, deci a avut
relații care se opreau la un moment dat, normal, asta spunea, începeam să ies cu cineva, ieșeam o dată, două ori, de trei ori, dormeam o dată eu la el, el dormea la mine, la un moment dat intervenea chestia asta și mie mi se tăia. Atunci doamna că am întrebat-o, băi, au vreo traumă? Da? Nu, a zis pur și simplu că a fost atât de multă presiune în anturajul în care ea exista atunci, cum nu mai știu ce mai fiu, că n-am mai ținut legătura, încât pur și simplu i s-a făcut cu lehamite. Adică, frate, toată lumea din jur, nu numai despre asta vorbește, toată lumea pune condiționări, toată lumea pune etichetări și a spus, nu, eu nu vreau acest lucru. Bine, era conștientă că era o problemă, din ce mi-am dat eu seama, totuși mergea la un psiholog. Poate că avea și alte traume, nu avem de unde să știm acest lucru, că nu i-am intrat. Dar există și asemenea cazuri. Deci poate să existe și extrema asta și extrema cealaltă. Iar pe de altă parte, băieții, ca asta ne povestea ea, că toți erau ceva de genul... puneau presiune, puneau a doua oară presiune, dar nici nu știau cum să o ia, pentru că hai să zicem, pe aia dreaptă, că aia i-am spus eu atunci, la 22 de ani, da? Când nu aveam... când e să apară ăla care te dorește cu adevărat, asta se întâmpla. Și ea spunea, da, poate încă nu a apărut. Și nu știu să spun dacă e trist, da, e un pic păcat să ajungi să te apropii, practic, ea s-a apropiat de 30 de ani și încă nu trăise ce înseamnă o relație completă dintre un bărbat și o femeie. Acum, ce mai vreau eu să vă zic, că legat de partea asta, am tot intrat acum în discursuri de-astea, din punctul meu de vedere, o relație nu trebuie să se rezume numai la asta. Pentru că am auzit în jurul meu și am trăit și eu chestia asta, că te potrivești foarte bine cu cineva doar în budoar, în iatac, dar în rest nu. Adică, știți, în budoar, în iatac, în dormitor, în ce vreți voi, nu știu unde se petrece acțiunea, aia nu se întâmplă tot timpul. Ziua are 24 de ore, adică nu faci, și dacă faci fiecare zi, dacă faci de mai multe ori pe zi, viața mai înseamnă și altceva și viața de club mai înseamnă și altceva, înseamnă și vorbit, înseamnă și ieșit, înseamnă și necazuri, ceturi, de toate. Iar tu cu omul ăla nu trebuie să te potrivești numai în locul acela, trebuie să te potrivești în mai multe locuri, pentru că altfel nu poate să funcționeze relația. Acum este drept că există și teorii, și asta am mai citit și eu articole, că unii psihologi spun că este foarte important, că are o viața sexuală de cuplu are foarte mare importanță. Bineînțeles că are importanță. Primul, trebuie să existe, trebuie să fie armonioasă și trebuie să fie în acord cu cei doi, în acord cu cei doi parteneri. Și să fie oarecum consimțită, adică să fie în armonie. Fiecare, că de asta se spune că trebuie să-ți găsești suflet pereche. Practic cam așa e. Trebuie să-ți găsești pe cineva cu care să gândești la fel. Mă bineînțeles că poate să fie niște mici variații, dar când variațiile încep să fie așa, gen cum vă spuneam, de experiența mea cu acel tip care deja după a treia întâlnire, gata, fetiță, hai că trebuie. Păi de ce trebuie? Că eu nici nu-mi vine, adică nu așa. Sau la fel cu mesajele primite de la fete de 15-16 ani care mi-au scris, păi eu trebuie să fac așa, pentru că toate prietenele mele fac, iar iubitul meu nu o să stea cu mine dacă eu nu fac ce fac și celelalte și așa. Și, bine, reacția mea era tot, te rog frumos, discută cu părinții tăi și fetele, ce era mai trist, una mi-a rămas în cap care mi-a spus, eu nu pot să vorbesc chestia asta cu mama mea. Bine, zic, poate ai o mătușă, o soră, o bunică, o nu știu ce, și mi-a zis, nu pot, vreau să vorbesc cu cineva străin. Și i-am zis foarte direct, i-am zis, știi, și eu sunt mamă și eu am copil, și nu mă simt ok cu chestia asta. Nu este normal să vorbesc eu cu tine despre o relație atât de intimă, de o chestie atât de intimă și personală a ta. Zic, până la urmă, zic, uite, la liceu, pentru că era din București, și este în continuare, că nu convinsă că e bine mersi, sper să fie bine mersi persoana respectivă, zic, sigur trebuie să ai psiholog la școală. Mergi și vorbești cu ea, cu el, nu știu ce o fi. Nu știu ce s-a mai întâmplat, însă că am lăsat așa un gust foarte... Am așa, apoi și în anturajul nostru, ca familie, aud de adolescență în special, sau de tineri, foarte tineri, mă refer 20, 21, 22, care trec prin genul acesta de relații forțate, că odată anturajul, ce se întâmplă? Anturajul alimentează niște orgolii ale tale și niște chestii, știi, vrei să fii și tu parte din haită.
Adică, băi, dacă toate fetele, toate prietenele mele fac asta, păi trebuie să fac și eu. Da, și la un moment dat, cum se cheamă, anturajul îți dă reject. Eu am pățit, de exemplu, foarte mult chestia asta prin prisma faptului că nu beam, că nu fumam, deși după aia, odată cu trecerea timpului, mi-aduc aminte că, nu mai știu, pe la 26-27 de ani, eram anii aia drăguță, care oricum ea conduce după ce plecăm din club, când toate suntem... Da, aveam și eu un rol. Ideea este că până ajungi la momentul ăsta, sunt într-adevăr niște etape foarte nasoale. Sunt niște etape foarte nasoale. Și aici, din punctul meu de vedere, iar mă întreb către părinții din ziua de astăzi, care au copii care se confruntă cu lucruri mult mai agresive, mult mai vizibile, mult mai... După aia, accesul la pornografie. A făcut Daria Bulzan, a făcut un clip pe tema asta. Daria, foarte mișto clipul, l-am văzut 80%, mai am pic de văzut din el. Pornografia este una, este o industrie de nișă, viața reală este alta. Nu înseamnă că ceea ce vezi într-un film de pornografie este de zi cu zi și că tu așa trebuie să faci. Dacă există în natura ta, în dorința ta ca adult, tu vrei să experimentezi și partenerul sau partenera ta sau partenerii tăi consimt la toate chestiile alea, se tona fer, este problema ta. Dar țină pentru tine și nu fă din asta un show în jurul tău. Ceea ce este mai trist este că astăzi au acces la aceste lucruri copii, adolescenți, și au senzația că așa se face. Mie la un moment dat mi s-au... Efectiv, am avut un moment de stop joc când, trecând pe lângă un liceu din București, pe jos, mergând, am auzit două fete vorbind. Ele mergeau în spatele meu, ele mergeau în fața mea. Nu știu cum să o spun ca să... așa. Și una dintre ele îi povestea celelalte că, mă, dacă nu e cu sânge, nu e bine și că trebuie să mă muște și el să mă muște, că... și dădea un exemplu de nu știu ce filmuleț, nu știu ce. Și cealaltă spunea, bă, dar e groaznic. Și cealaltă spunea, da, păi zice, uite că am, îi spunea nu știu ce, că s-a dat cu așa. Bine, mergând tot mai auzeam fracțiuni din discuție și așa. Cert este că la un moment dat cealaltă spune, băi, nici nu aș mai vrea să mă mai duc la el, dar îmi place fă de el. Atenție, eram în fața, în spatele meu, pardon, aveam două fete foarte drăguțe, că m-am întors de câteva ori, tot am mers cu ele în spate, foarte drăguțe, foarte aranjate, foarte cochete, drăguțe, adică genul de fete care ar fi plăcut și mie să stau de vorbă. Dar când le-am auzit ce vorbeau și cum vorbeau despre relațiile lor erotice pe care le aveau la... Pentru că am plecat de lângă liceu și le-am văzut ieșind din liceu și după cum arătau și ghiozdănele din spate și ce, aveau 16-17 ani. Mi s-a părut tragic că la 16-17 ani tu să spui că n-am ce să fac, fă, mă duc să mă muște ăla pentru că așa e. Mi s-a părut groaznic. Groaznic mi s-a părut. Adică... Și după aia mi-am dat seama că asta se vede în, asta se vede la televizor, asta se vede pe YouTube. Asta este foarte... Există o doză de agresivitate care ajunge și în planul ăsta, care ar trebui să fie frumos, da? A, că ești ajuns la un dat adult și ai un fetiș cu chestia asta, e problema voastră ce faci în întâmplător, dar nu să ajungi ca celălalt partener să fie afectat de asta. Mi se pare tragic ca o fetiță să meargă cu colega ei de liceu și să-i spună cât de nașpa e, că trebuie să întâlnească cu iubitul ei care o supune la chestiile astea. Mie asta mi se pare horror. Horror, mi se pare. Pur și simplu, de cele mergeau în spatele meu, mergeam în față, la un moment dat mă grăbeam, că nu mai voiam să aud discuția. Erau la, să zic, un metru și ceva și vorbeau destul de tăricel ca să le aud. Și simțeam efectiv tristețea acelei fete care povestea de relația pe care o are. Ei, asta este o relație toxică. Nu poți, adică... Și ce este toxic în chestia asta? Pentru că ambii, asta la asta vreau să ajung, într-o relație toxică fiecare are partea lui de vină. Nu poți să spui că doar ăla sau celălalt. Și tu că accepti. De ce accepti? De ce accepti să stai acolo? Am avut la un moment dat în anturajul meu de prieteni o amică foarte dragă care a divorțat pentru că a fost bătută 6 ani la rând de soț. Bătută. Dar nu bătută, bătută cu urme. Lucru de care nu a știut nimeni. Ea nu a spus la nimeni, l-a ținut doar pentru ea. Din afară nu ți-ai fi dat seama.
cred că mi-aș fi dat seama doar cred că dacă aș fi văzut-o vreodată numai eu. Pentru că pe spate erau semnele. Și după ce a trecut mai mult timp de la toată durerea asta, am spus, știi, și tu ai avut partea ta de vină. Pentru că ai stat. De ce ai stat acolo? Și am spus, pentru că tot timpul am sperat că va fi mai bine. Zic, când ai primit prima palmă? Când eram însărcinată. Cum o să dai într-o femeie însărcinată? Cum? Nu știu. Este peste nivelul meu de înțelegere. Și cu siguranță și omul ăla are niște traume și are o psihoză, este bolnav psihic, adică genul ăsta de om merită dus și închis la spital de nebun, dacă se poate. Dar i-am zis și tu, ca femeie, cum ai putut să stai 6 ani să te bată la halul ăsta? I-a spus că la un moment dat îi se părea că așa e normal, că merită. Pentru că o făcuse să creadă că merită. La un moment dat s-a gândit, cum să, că rămâne copilul fără tată. Și a zis, bine, dar te vedea că ești bătută în fiecare zi. Ei, zice, se obișnuise. Chestia asta mi s-a părut îngrozitoare. Ăsta este un caz extrem, să zic. Ce este mai trist este că aflu că se întâmplă în jurul nostru, că există asemenea cazuri. Să n-au parte, că apropo, cine n-a văzut acum recent cazul cu Daniela Crudu, că a fost bătută și apropo niște reacții foarte urâte, că pentru că ea e mai ușoară și că eu nu știu ce, că merita să fie bătută. Bă, nimeni nu merită să fie tratat așa, indiferent ce ai face, să fii bătută în halul ăsta, încât să ajungi să suni la 1, 2, să te duci desperat, așa ceva nu e normal. Pe de altă parte, nu e normal să stai într-o relație în care că tu simți lucrurile astea, nu se întâmplă dintr-o dată. A, dacă s-au întâmplat brusc, eu mă aduc aminte la un moment dat de o profesoară pe care am avut-o în liceu, divorțată, și ne-a povestit nouă fetelor la dirigenție, uite, o chestie foarte mișto, la dirigenție, diriga noastră făcea uneori discuții separate cu fetele și pe băieții trimitea acasă sau duceți-vă și vă jucați fotbal în curtea școlii. Și ne-a povestit despre chestia asta și a spus că a plecat de acasă în momentul în care a primit prima palmă. După prima palmă, asta a spus cu lacrimi în ochi, cu 2 copii de mână, s-a dus în șifonier și a scos hainele, acum mă ia și pe mine pentru că mi-aduc aminte cum ne-a povestit. Și era un om, o profesoară, da, nu era o... iar soțul cred că era medic sau ceva, adică erau 2 capacități intelectuale, nu erau niște amărâți, să zici, niște așa. Erau niște oameni cu multă școală, ea și-a luat o palmă și după palma aia s-a dus, a scos tot din șifonier și a umplut valizele și a copiii de mână și s-a dus la mama ei sau nu știu ce. Și a spus, nu că a durut-o, a simțit că efectiv s-a rupt în două, că o jumătate din ea a rămas acolo și că o jumătate a plecat cu ea. Dar am spus că pentru nimic în lume, și mi-aduc aminte de chestia asta, cum am zis fetelor, numai cât a ridicat mâna, cât a ridicat și ai plecat, nu mai stai acolo, numai dacă tu rămâi acolo și tu ești vinovată, pentru că te complaci în situația aceea. A fost o chestie foarte, care m-a marcat foarte mult, și atunci am realizat că, de fapt, în tot ce înseamnă relație între un bărbat și o femeie, fiind într-o relație amoroasă, acum, na, și între băieți, și între fete, și trebuie să stai să accepti lucrurile acestea. Nu este normal să stai acolo. Dacă tu stai acolo, începi să fii la fel de vinovat, pentru că tu nu faci decât să antrenezi. Stă într-o relație bolnavă, într-o, cum se cheamă, fiecare parazitează pe celălalt, știi? Că tu joci rolul victimei, el este agresorul sau invers sau așa mai departe. Pentru că trebuie să avem momente de astea, de scrisori, de dragoste, de chiar dacă fie că sunt scrise pe WhatsApp, fie că sunt scrise pe hârtie, fie că, indiferent cum sunt scrise, trebuie să avem genul ăsta de momente, da? Genul ăsta de momente. Asta trebuie să fie. Înțeles, nu fiecare zi, acum viața nu mai norișor roz, dar este anormal ca într-o relație de dragoste și mai ales într-o relație de căsătorie să existe genul ăsta de lucru. Și trebuie să pleci, dacă se întâmplă asta, trebuie să pleci cu orice preț. Am auzit chestia asta, dar unde mă duc? Ce fac? Nu am ce să mănânc. Libertatea cred că este cel mai de preț lucru, să nu vă fie frică de sărăcie. Până la urmă se va întâmpla ceva, mă, de foame nu o să muriți cu copil cu asta, o să duci, o să-ți găsești. Este imposibil să n-apară de undeva cineva, din familie, din prieteni, nu ai de unde să știi. Dar decât să stai într-un loc unde primești tortură în fiecare zi,
Nu, a, doar că stai într-o cușcă frumoasă, că, în fine, că el aduce bani acasă, că am auzit chestia asta, mă, dar el aduce bani acasă. El aduce bani acasă. Și dacă aduce bani acasă, ce face? Ce face? Stai și ți-o iei în continuare? Adică pentru ce? Pentru ce? Nu? Nu văd, nu văd sensul la lucrurile astea. Știu că este în noi birii. Știți, vreau să fac, acum nu seama, vreau să fac clipul ăsta un pic mai de circ, așa, să tat. E o temă mult prea frumoasă, a fost momentul foarte frumos. Apropo, să le mulțumesc celor de la Estée Lauder. Apropo, acum mi-am dat seama că am făcut clipul ăsta așa, în toată contextul ăsta și pare ceva legat de Estée Lauder. Nu are nicio legătură. Estée Lauder este doar un brand care îmi place foarte mult, nu de azi, de ieri. Apropo, Intuition. Intuition este un parfum, uite, acum am aici Belle. Intuition de la Estée Lauder. Și vi l-am mai prezentat odată într-un clip și v-am spus că face parte din parfumurile mele de suflet. Eu am foarte multe momente frumoase, amoroase în viața mea legate de acest parfum, Estée Lauder Intuition. Știu că acum nu mai este așa pe val, știu că nu prea se prea promovează, adică nu e genul de parfum. Oarecum a început să iasă de câțiva ani, cam ieșit din lumina reflectoarelor. Dar e un parfum mișto, dacă vă cade în mână, încercați-l. Și vreau să mă apropii de o concluzie. Legată de relații și de partea asta de relații amoroase, normal. Nu știu cum să o spun așa ca să... E foarte mișto când o relație între doi oameni îi face pe amândoi în continuare să se simtă liberi și să facă totul în mod natural. Ăsta este ideal. Și eu cred că către asta trebuie să tinzi ca individ. Fie că ești femeie, fie că ești bărbat, și indiferent cum arăți și cum ești și cum... așa, nu există... nu există un timp pentru dragoste, pentru că sunt oameni care și-au refăcut viața la 70 de ani. Nu există, pentru că am auzit chestia asta, gata, timpul meu a trecut. Nu există așa ceva. Îmi place foarte mult filozofia asta care vine special dinspre țările mai civilizate, dar unde populația este și mai îmbătrânită, unde sunt încurajate, unde există sexologi special pentru vârsta a treia, care efectiv îi învață, îi reînvață pe oameni cum să se conecteze la nivel fizic la vârste foarte înaintate. Când ea este la menopauză, el este la andropauză, dar și atunci există o formă de erotism, și atunci există o formă de conexiune fizică, care trebuie să existe. Pentru că asta e omul. Pielea noastră e făcută să fie mângâiată, să fie îmbrățișată, vezi, și mâinile noastre. Și asta e. Și să nu vă mai puneți limite în a fi fericiți în relațiile pe care le trăiți. Asta este părerea mea, asta simt din toată ființa mea. Totodată să nu vă complaceți în relații doar pentru chestii de statut social, de statut material. Să știți că lucrurile astea, materialele astea vin, pleacă. Au fost război, gândiți-vă că sunt oameni care s-au îndrăgostit dinainte de război, a venit război, a luat tot, au rămas în curul gol pe românește și ei s-au iubit în continuare. Asta este o adevărată relație de cuplu, o adevărată relație de iubire și așa. Așa că profitați de luna asta. Ce să vă mai zic? Profitați de fiecare zi, iubiți-vă mult, pentru că dacă ne-am iubit mai mult, ar fi mai puține războaie, mai puțin virus și mult mai puține crize economice pe această planetă. Mamă, ce inteligentă am fost!